pe cine a biruit moartea, cine a călcat peste ea, cine e leul din Iuda, scutul tăria mea. Hai spune cine a biruit frica, cine a călcat peste ea. Facem colecta, batem din palme, ca semn că nu mai a rămas nimic. Gata, am dat tot, nu mai avem nimic. Bun, haideți să deschidem cuvântul Domnului acolo unde se citește de obicei în bisericile noastre, în cea, în prima zi de înviere, seara. Citim de la Evanghelia după Luca, capitolul 24, începând cu versetul 13. Este cea de-a treia arătare a Domnului Iisus Hristos în ziua aceea, este înspre seară, pentru că așa spune cuvântul Domnului în Luca, capitolul 24, de la versetul 13. În acea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască și el a zis, ce vorbe sunt acestea?
acestea pe care le schimbați între voi pe drum. Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul dintre ei, numit Cleopa, i-a zis: tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea. Ce? Le-a zis el. Ei au răspuns: ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El e acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi e a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El e viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum le spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce a spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristos aceste lucruri și să intre în slava Sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la El. Când s-au apropiat de satul în care mergeau, ei s-au făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de El și au zis: rămâi cu noi, căci spre seară și ziua aproape trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ea, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe toți cei 11 pe care erau cu ei adunați la un loc și au zis: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Reocupați locurile. Teologii spun că cel care, unul din cei doi care erau pe drum, era Cleopa, unul dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos, care era împreună cu cu soția lui. Asta spun cei mai mulți teologi. Și oamenii aceștia se duceau 10 km de la Ierusalim spre casa lor, spre Emaus. Și erau amărâți. Toate speranțele lor cu privire la Iisus Hristos, vă gândiți acum, de 2 ani și ceva umblau cu Domnul pe drum și dintr-o dată L-au văzut cu ochii lor cum L-au răstignit. Unde acum toate unde sunt toate promisiunile pe care Domnul le-a făcut? Nicăieri. Îi se părea că totul s-a prăbușit, totul e un dezastru. Erau triși, cu speranțele spulberate și la un moment dat mergând pe drum. Și eu cred că avem, Dani, astea spornite încă. Îmi bubuie și în cap și e o sperietură. Eu cred că nu și-au dat seama. 100% nu și-au dat seama. Erau amândoi, el cu soția, și la un moment dat a venit al treilea cu el pe drum. De ce? Nu L-a cunoscut pe Iisus? Poate că bătea soarele în ochi. Poate. Și nu vezi când îți bate soarele în ochi. Soarele n-a simțit. Poate că atunci când ești supărat, mergi cu capul în pământ. Nu vi s-a întâmplat? Te mai interesează de mine. Nu mai vreau să cunoască, nu mai vreau să mai văd pe nimeni. A zis vreodată treaba asta? Și nu mai vreau să mai văd pe nimeni. Și când nu vrei să mai vezi pe nimeni, pui capul în pământ. Poți să vorbești cu cineva pe drum și să nu-l bagi. N-ați vorbit cu cineva în viață de atâtea ori. Oameni. Numai să vă aflați în vorbă, dar nu era gândul vostru acolo? Nici nu v-a interesat. O jumătate de oră putea să stați la palavre și totuși nimic. M-am gândit, poate Iisus arăta altfel. Poate nu mai era Iisusul pe care îl văzuseră ei 2 ani și ceva. Poate că se schimbase ceva. Și nu L-au cunoscut. Cert este că nu L-au cunoscut. În viața noastră, umblăm pe drumul acesta Emausului destul de des. Pentru că fiecare dintre noi avem un moment al deznădejdii când zicem, sau întrebărilor. Mă, s-o meritat să mă botez la 18 ani? Să fiu fecioară, să rămân lângă Domnul, să fiu curată, să fiu curat. Să întrăiesc tinerețea asta cu Iisus Hristos și uită-te, la 26 de ani, la 26, eu ce vă spun acum este dintr-un e-mail. Exact această întrebare, frate, pastore, am 26 de ani. M-am gândit să mă căsătoresc. Mi-am găsit un prieten de 2 luni de zile, dar de 1 lună de zile știu că am cancer. Cu ce am greșit? Nu mai vezi nici pe Iisus, nu mai vezi nici... Totul se prăbușește ca un castel de joc, de cărți lângă tine. Toți avem Emausul nostru.
Toți avem zile acelea de deznădejde, de amărăciune, de probleme. Vă veți confrunta cu asta. O parte dintre voi deja ați cunoscut Emausul acesta înainte de a vă boteza, dar o să mai mergeți pe drumul ăsta. Contează foarte mult să învățăm ceva de aici, din toată călătoria aceasta. Și primul lucru pe care vreau să vă spun este că de multe ori, poate că Emausul nostru se datorează altora, că alții ne duc pe drumul acesta. Poate preoții noștri, poate pastorii noștri, poate cei din casa noastră, poate că, eu știu, societatea asta în care umblăm ne face ca să umblăm cu capul jos și să nu mai avem poftă de nimic. Poate, poate. Dar de multe ori Emausul are de a face și cu vina noastră. Și din cauza noastră ajungem în această fundătură și vreau să vă spun ceva. Prima lecție pe care o învățăm aici este că oamenii aceștia doi, soțul și soția aceasta, cei doi ucenici al lui Iisus Hristos, ne învață o primă lecție, drumul acesta lor, că de multe ori oamenii caută răscumpărătorul greșit. Și o să vă spun. 3 ani l-au văzut, ei nu l-au văzut pe Iisus Hristos ca pe un răscumpărător spiritual, să înțelegem, nici unul dintre ucenici, nici Ioan, nici Petru, nici ei. El l-a văzut pe Iisus Hristos ca pe un răscumpărător politic. Au zis, bă, suntem o țară subjugată de romani. Vine unul călare pe un cal alb și ne eliberează pe toți. Ne dă pâine la toți să mâncăm, că au văzut cum au coborât pâinele din cer și s-au săturat cu toții. Îi dă pe romani afară. Au început să aibă primele îndoieli când Hristos a venit și a zis, mă, dacă strage cineva o palmă, întoarce și celălalt obraz. Au avut ceva probleme în momentul în care Iisus Hristos zice, eu n-am venit să aduc sabia, dar ești-o dorit să aducă sabia aceasta. Mama fiilor lui Zebedee, a lui Ioan și a lui Iacov, cei doi ucenici al lui Iisus Hristos, Maria, ea nu a crezut că împărăția lui Hristos e acolo sus. A crezut că împărăția lui Hristos e pe pământ și a zis, Doamne, când îți instaurez guvernul, am și eu 2 feciori acei. Pune-te, rog frumos, pe unul ministru de finanță și pe unul ministru de interne. Asta îmi doresc eu, Doamne, asta va trebui. Unul să fie la stânga ta, unul să fie la dreapta ta. Nu s-au gândit la o împărăție cerească, la una pământească. Și problema noastră este că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, de cele mai multe ori avem nevoie de acest Mesia. Dar un Mesia care să aibă grijă de problemele noastre cotidiene, să ne țină sănătoși. Un Mesia care să ne dea pâine, un Mesia care să ne dea, eu știu, un partener de viață cum se cade, cu care să ne înțelegem bine. E voia un mântuitor, dar nu un domn. Aici e problema. Avem nevoie de Iisus Hristos. Domnul știm că poate să facă multe. Vrem un mântuitor care să ne vindece, să ne ajute să putem ieși din datorii, să ne ajute la examenele vieții. Când trecem prin boală, mântuitorul să fie cu noi. Când nu mai știm încotro să ne ducem, pe ce drum să o apucăm, avem nevoie de un călăuzitor. Dar problema este că acest mântuitor e ca un extintor de care vorbeam aseară, afară, pe care îl folosești doar în caz de incendiu. Ai un incendiu viață, e extintorul, stingi focul, nu mai ai nevoie de el. Trăiesc în mijlocul unei țări care are nevoie de Iisus Hristos ca mântuitor, dar nu ca domn. Și o problemă, degeaba ziceți mie, Doamne, Doamne, și nu faceți ce zic eu, dar o grămadă nu mai zic nici măcar domn. Pentru că nu ne frică de asemenea domnie. Am vrea ca Domnul să ne împlinească toate dorințele și ce ne place nou psalmul când zice că Dumnezeu să-ți împlinească toate dorințele și toată biserica zice amin. Ne-am dorit așa. Hei, cel ce împlinește toate dorințele e Domnul. E Domnul. Știți ce am făcut cu Iisus Hristos? Sunt cetățean unei țări care și-a exilat. Uitați-vă biserica ortodoxă de aici din deal. Numai printr-o chestie istorică o ajuns să fie în centru. Dar bisericile noastre ortodoxe, pentru că noi nu eram nicăieri, nici baptiști, nici penticostali, nici creștini după Evanghelie, nici greco-catolici nu erau pe vremea în care bisericile noastre erau exilate. Știți unde? În cimitire, pe un deal, la marginea localității. Și știți de ce? Pentru că duminica mergeam la Doamne, Doamne. Și după ce plecam duminica acasă, din deal, mergeam înapoi în sat și în mijlocul satului la primăria și crâjmă. În centrul satului, românii nu și-au pus biserica. O trebuie să vină alții să ne pună bisericile în centru. La noi în centru primăria. Bă, primarul, ăla guvernează, ăla îți face garduri. Ăla îți bagă apa. L-am exilat pe Hristos în deal să steie cu morții, să se ocupe de morți. Pentru că eu am nevoie de Domnul numai duminica
luni să trăiesc după firea mea și marți după poftele mele și miercuri să trăiesc după mintea mea și tot așa. Când am necaz, fug în deal. La Doamne, Doamne, nu-ți pasă că pierd. Oamenii aceștia doi aveau un răscumpărător greșit. Nu-l mai vezi pe Domnul? În momentul în care ai nevoie doar de Dumnezeu, dar nu și de domnia Lui în viața ta, dă-mi voie să spun că e o problemă. Hristos nu-i periferia vieții noastre. Hristos ori centru, ori nu-i nimic. Așa că vă rog frumos, dărâmați primăria din centrul satului, dărâmați crâjma din centrul satului și buticul și plantați biserica acolo. Mi-ar fi plăcut să am biserica în centru, dar e greu să parchez 1000 de mașini acolo. De aia ne-am scos-o afară, aici, ca să avem parcări. Aș dori ca biserica să fie centrul vieții noastre, Hristos să fie centrul bisericii noastre. Și acest răscumpărător al nostru, nimic nu le-a făcut până când, uitați-vă, s-a dus în casa lor, repede acum, că ea fiind acum soția lui Cleopa, fiind toată ziua plecată cu Domnul, când s-a dus acasă, e ca și când vie dintr-un concediu. După o lună de zile, n-ai nimic pregătit așa cine și ți-o mai rămas ceva pâine în congelator, repede o dezgheți, faci ceva acolo, în sfârșit, lucruri care nu-s perisabile. Hai să facem ceva de mâncare. Știți când au știut că e Domnul, în momentul în care i-au dat pâine. Nu o să știți în veac ce Dumnezeu aveți până nu-i dăruiți și ultima bucată de pâine din viața voastră. Doamne, ți le dau pe toate ție. Atunci li s-au deschis ochii, când au zis, ți-am dat și pâinea, o pâine am mai avut în congelator, ți-am dat-o ție. Atunci Dumnezeu va fi Domn în viața dumneavoastră. Adică până nu ne vom preda pâinele și viețile în mâna Lui, nu va fi nicio vindecare, absolut niciun. Citeam că în urmă cu 200 de ani s-a găsit o sticlă în Oceanul Atlantic, în ea o scrisoare. Și în sticlă, în scrisoarea aceea scrie așa, iubito, dacă vei auzi vreodată că nava noastră a fost scufundată și nu există supraviețuitor, nu plânge. Marea în care se scufundă trupul meu, și acum ascultați, marea în care se scufundă trupul meu, oceanul în care se scufundă trupul meu, nu-i decât o picătură de apă în scobitura pălmii Marelui Mântuitor. Așa că marea aceasta nu mă poate, oceanul acesta nu mă poate inunda niciodată în așa fel încât să nu rămân tot în mâna Lui. Nu plânge, pentru că oceanul în mâna lui Dumnezeu e doar atât, o picătură cu apă. Și dacă ne neacă oceanul și ne arde focul, dacă ne duce vântul și ne rupe și ne distruge, noi tot în mâna Lui rămânem aici. Că El ține toate în mâna Lui. Dar vă rog, nu căutați răscumpărătorul greșit. Nu-i mai mare durere pentru noi, pentru oameni, decât să vedem că au venit oameni în biserica noastră și am păstori aceștia care pleacă cu o oră mai târziu, cu două, nu-i plâng. Că asta e slujba noastră. Dar vreau să vă spun că nu mai avem o viață normală, pentru că zi și noapte ne sună o grămadă. Și dureros pentru noi este că atunci când și-o rezolva problema, nu-i mai vedem. Ne rugăm pentru ei, ne luptăm cu demonii din ei, le facem ungerea, ne rugăm pentru bolile lor, pentru frământările lor și ei când s-au văzut cu saci în căruță, cum să zicem, beiuș, și-au bătut praful de pe genunchi și s-au dus. Și așteaptă un nou necaz ca iar să poată veni după aceea la Doamne, Doamne, la extintor și să stingă focul. Cleopa, n-ai să-L vezi niciodată pe Iisus Hristos cu adevărat câtă vreme nu-i Domn în viața ta. Unu, al doilea lucru pe care vreau să-L învățăm împreună seara aceasta este că doar Scriptura ne duce la credința în Hristos. Amin. Amin. Hristos n-a folosit cu ei altceva, să plimba cu ei pe drum. De ce sunteți triști, mă? Așa umblau. De ce sunteți triști? Cum zice? Numai tu ne-ai auzit ce s-a întâmplat în Ierusalim? Zice Iisus, ce? Ce speriat a fost Domnul? Ei știau toate știrile, Domnul nu le știa. Ce s-a întâmplat? Și mă gândesc așa cum o fi povestit, ce i s-a întâmplat Domnului. Tot e povestea, să vezi cum l-a bătut. Mi-e frică de altceva cu o poveste și cum a stat până la cruce lângă el, dar noi am stat lângă el. Nu, bine. Vă rog că băgânuiesc că ați fost foarte lângă mine. No, bun. S-au dus pe drum. Și Iisus Hristos a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima.
Măi, pocăiților, nu visă și vedenii, mă, nu semne și minuni, mă. Bă, nu tradiție, bă, nu știu ce cărți, cine ce-o scrie, nu ce arhimandrit. Nu asta vă trebuie vouă, că nu o să-L cunoașteți pe Hristos niciodată. Câtă vreme nu aveți Scriptură, Biblie, înapoi la cuvânt, citiți Biblia, citiți Biblia. Hristos n-a folosit cu ei nimic altceva decât Sfânta Scriptură. De ce e scrisă Biblia? Știți de ce e scrisă Biblia? În ultimele versete din Ioan, din capitolul 20, versetul 31 acum, vreau să vă spun de ce e scrisă Biblia. Zice așa, lucrurile acestea, toate lucrurile din Sfânta Scriptură, au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus e Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață veșnică. Simplu, simplu. Toate lucrurile acestea au fost scrise nu ca să aibă ce da învățătoarele noastre la școala duminicală teme. Nu ca să am eu din de predica, să vă umplu vouă o slujbă. Ci au fost scrise ca voi să credeți în ceea ce-i scris și crezând să aveți viață veșnică. Pentru că doar în Scriptură vă întâlniți cu Dumnezeu. Eu, dacă eram în mintea noastră românească, după cum am învățat în biserică, știți ce făceam cu ei? Pe cum vorbeau ei cu capul în pământ, eu numai având puterea Duhului Sfânt peste mine și fiind Hristos, nu mai ridicam un metru de la pământ. Oameni buni, dar putea Domnul. Ce? Putea să-i ducă până pe calea lactee și să-i dea jos, înapoi de acolo, să plimbe în jurul inelelor lui Saturn cu ei. Nimic! Nici o pâine! Vă mai întreb ceva, știa Iisus Hristos ce mai are în congelator nevastă lui Cleopa când ajunge acasă? Da? Nu putea să zică două băgașe să coboară din cer cu mâncare bună. Nimic din toate acestea, nici o minune! Numai Scriptură, Biblie, nepricepuși și zăbavnici. Și spune cuvântul Dumnezeu că le-a ticluit din Biblie, din Vechiul Testament, că pe ăla l-aveau atunci. Tot ce era scris cu privire la el în cartea lui Dumnezeu. Fără Biblie nu există cunoașterea lui Dumnezeu, fără Biblie nu există credință. Citiți Biblia! M-a întrebat cineva astăzi câți bani ați dat amul la copii, că nu era curios. Păi am spus, fă și tu un calcul, 15 astăzi, 15 copii au învățat Noul Testament și câte întrebări au avut Cosmina fiecare? 13 întrebări ca să vadă dacă știu bine Noul Testament, dar întrebări cuietoare, mă, din acelea constipante, grele, nu așa, de licență. Și le-am dat la copilașii ăștia care au citit Noul Testament tot, 100 de euro la fiecare, deci 1500 de euro... Vorba lui Băsescu, aici sunt banii noștri. Și mă întreabă o tante astăzi, zice, dar nu e pare ciudat să dai bani ca să învețe Biblia? Nu. No. Pentru că ea încearcă tu să-l trimiți până la magazin. Să vezi dacă zice, dacă îmi pică și mie ceva. Când erau poruncii mei, mă întrebau, bă, du-te-mă până la magazin, la Pelon, în regulă, du-te, cumpără ceva. Mie ce îmi pică? De obicei, le pică câte o palmă, deci... ieftin și elegant. Asta le pica. Le pica rapid. Deci nu era o problemă. Eu vreau să vă spun ceva. Eu vreau să vă spun, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va fi mare, nu se va abate de la ea. Pentru că astăzi poate le dăm un premiu ca să-i stimulăm să învețe Scriptura, dar beneficiarii sunteți părinții lor. Voi, părinților, sunteți beneficiari. Că într-o zi le va place să citească Scriptura fără bani. Și în cea de-a treia zi, Scriptura îi va face să fie oameni binecuvântați. Și să fie o binecuvântare pentru voi și pentru biserică. Era a treia arătare, cea mai lungă relatare. Știți de ce este cea mai lungă relatare a unei arătări a lui Iisus Hristos? Pentru că e studiu biblic aici. Și Iisus Hristos face studiu biblic cu ei. Nu există carte care să te mângâie mai mult ca Sfânta Scriptură. Ascultă-mă. Nu există carte care să te ridice mai mult decât Sfânta Scriptură. Nu există carte care să schimbe viața unui om mai mult ca și Sfânta Scriptură. O citești, te umpli de putere. O citești, te umpli de pace. O citești, te umpli de Duh Sfânt. O citești, te umpli de lumină. O citești. Eu n-am văzut un prost în lumea aceasta, și am văzut mulți, un prost care să fi citit două rânduri din Sfânta Scriptură, când ai citit două rânduri, ești deșteptul deștepților. Vă rog, în numele lui Iisus Hristos, citiți Biblia. Citiți-o pe care o vreți. Citiți-o pe care o aveți, dar citiți-o. Citiți-o.
Spuneți-i preotului dumneavoastră, pastorului, pastore, domnul preot, părinte, predică din Sfânta Scriptură că numai asta mă mântuiește. Predică din Sfânta Scriptură că numai asta mă ridică, numai asta îmi dă pace. Nu vrea să predice, cât o fi de pastor și de popă, fugi din biserica aceea. Fugi pe jam, du-te, scapă-ți viața. Pentru că în momentul respectiv biserica aceea e pe lângă. Dacă vine și spune că a avut sora Saveta un vis, slavă lui Iisus că are sora Saveta vise. Dar nu după visele sorei noastre Saveta ne luăm noi. Nici că nu știu ce mitropolit, nici că nu știu ce... Domnul se binecuvinteze. Ne bucurăm că au călătorit pe la cer, că au vizitat iadul, ne bucurăm că au văzut lumile celelalte, ne bucurăm că Domnul le-a descoperit lor niște revelații, dar vă rog în numele lui Iisus Hristos, citiți cuvântul Dumnezeu, că e al lui Dumnezeu! E al lui Dumnezeu și îi place. Scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi. Este un mare pentru cântărețe, cum, pentru cei care le place muzica. Tommy Dorsey, probabil că ați auzit, este unul cel mai mari cântăreț de jazz creștin și de gospel din America. Tommy Dorsey, D-O-R-S-E-Y. El are o cântare celebră, dar să vă povestesc viața acestui, puțin din viața acestui om. Are o cântare superbă. O să o găsiți acasă și o să o ascultați în seara aceasta. El era în negru și era în mijlocul unei întâlniri de trezire spirituală într-o biserică în Saint Louis. Își lăsase soția acasă de 2 săptămâni de zile, era plecat în seară de seară undeva în evanghelizare. Era în luna a 7-a, soția știa că mai are 2 luni până trebuia să nască. Și-a primit telegramă rapid, vezi că soția ta naște. S-a provocat ceva și trebuie dusă la spital. Următoarea telegramă a fost, vezi că soția ta a murit. Dar copilul tău trăiește. Cea de 3-a telegramă, vezi că a murit și copilul. O plecat acasă, într-o secundă s-a dus acasă, în momentul în care a auzit că soția lui a murit. I-a îngropat pe amândoi în acea sicriu. Și spunea Tommy Dorsey, am vrut să o termin cu Dumnezeu noaptea. Nu eram într-un club, nu eram într-un bar. Eram în mijlocul unei evanghelizări, chemam oamenii la Dumnezeu, prin cântarea mea, că asta știu să fac. Așa răsplătești tu dragul cu dragostea asta, să moară și soția și copilul, să-i bat pe amândoi într-un sicriu. Noaptea aceea, zice el, supărat pe Dumnezeu, am vrut să arunc Biblia. Și ce totuși am zis, Doamne, vreau să mai citesc câteva versete din ea. Și am primit pace. Tot în noaptea aceea, zice, am primit cea mai frumoasă cântare pe care Dumnezeu mi-a dăruit-o vreodată. Ia-mă de mână, scumpe Iisus. Așa găsiți cântarea lui Tommy Dorsey, ascultați-o, pentru că e o cântare scrisă când i-a murit soția și copilul. Am citit Biblia, m-am luminat și am primit o pace adâncă peste mine. Există momente în care nimeni nu-i cu tine. Toți pleacă. Când ai rămas singură sau singur, știi ce să faci? Deschide Biblia și te ridică. Du-te mai departe. Deci primul lucru pe care m-am învățat astăzi, aveți grijă să nu căutați răscumpărătorul greșit. Hristos este Domn în primul rând. Este Domn în primul rând și apoi Mântuitor. Este Domn și Mântuitor. Al doilea lucru, numai Scriptura te poate duce la credința în Hristos. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun în seara aceasta, Iisus e cu noi în toate drumurile noastre. L-a chemat în casă la cină. Nu era mare lucru, omul. Femeia se frământa, bărbatul, mâncăm ce este, știți că așa zic bărbați. Mâncăm ce este. La o femeie e o catastrofă, întrebă asta. Mâncăm ce este. Când ofrând pâinea, eu văzut rănire. Cu cine au umblat ei pe drum? Și n-au știut. Cu el. Ți se pare că ești abandonată și abandonat de multe ori. Dar el e cu tine chiar dacă nu-l cunoști. Faptul că găsești un avocat lângă tine când dai cel mai greu proces al vieții, vreau să spun că e mâna lui Iisus Hristos, el e acolo. Faptul că găsești un doctor, că tu zici, mă duc, care vine și zice, hai că pot face eu ceva, încerc să fac ceva. Vreau să spun că acolo e Iisus. Faptul că ai ajuns până la pensie. A fost aseară la noi, la înviere, dacă ați văzut, în cele aproape 2000 de oameni care au fost aseară,
A fost una în cele mai vârste femei, 85 de ani. Mai e cumva sală ce s-a fi plecat. Știți ce mi-a spus? Am 85 de ani și sănătoasă beton. Și apoi ascultați-mă unde a lucrat. Și zice, am lucrat 15 ani într-o turnătorie. Păi, femeie, mă, în turnătorie, mă. Băi, eu am fost odată într-o turnătorie și am stat 5 minute acolo. Și femeia asta a lucrat 15 ani într-o turnătorie. Am dat-mi voie să vă spun, mergi pe drum și Iisus Hristos e lângă tine. Ai crezut că e norocul? Ai crezut că ești deșteaptă sau deștept? Ai crezut că ai prins un val bun? Ai prins un vânt bun de la pupa? Nu, era Iisus Hristos. Că tot ce vine peste tine e mâna Domnului, să știi. E acolo doar să-L vezi. Avem noi o cântare. Deschide ochii, vreau să te văd, Iisus, să te ating cu mâna, să-ți spun și fă-mi urechea udor să te asculte. Deschide-mi ochii, vreau să te văd. Hristos a fost părăsit pe cruce de Tatăl ca tu să nu guști experiența aceasta niciodată. Pe El a părăsit Dumnezeu Tatăl. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? L-a părăsit Dumnezeu pe Hristos ca niciodată Dumnezeu să nu ne mai părăsească pe noi, pe oameni. Indiferent cât de păcătoasă sau de păcătos ești, pe drumul vieții tale vei găsi urmele mai apăsate sau mai puțin apăsatele Domnului nostru Iisus Hristos, dar El e cu tine în viață. El îți dă binecuvântare după binecuvântare. El îți ghidează viața. El te mută, El te admână, El te adună, cum se spune la noi în Bihor, pentru că te iubește. Iisus Hristos e cu noi în drumurile vieții. Doar Tu nu-L vezi, Tu nu-L vezi. Deschide-mi ochii, Doamne, și fă-mi urechea sensibilă ca să te poată vedea. Un profesor de Vechiul Testament, sătul să mai audă studențe. Știți cum zic studenții și pe biserici mai aud și eu, mai ales pe la carismatici? Doamne, venim în prezența Ta. Și zice profesorul ăsta într-o zi sătul la capelă să audă zicând studenții: Doamne, venim în prezența Ta. Doamne, nu mai venim în prezența Ta, zice. Pentru că suntem întotdeauna în prezența Ta. Cum adică să vii în prezența Lui? De unde să vii? Nu-i totdeauna cu tine? Nu mai ziceți niciodată, vin în prezența Ta. Dar El e totdeauna cu noi. El e totdeauna cu noi. Aleluia, slavă Domnului! Vreau să spun al treilea lucru. Hristos va fi cu voi în toate drumurile voastre. Doar să-L vedeți. Doar să-L vedeți. Și ultimul lucru care vreau să închei. Timpul petrecut cu Iisus ar trebui să ne îndemne la evangelizare personală. Amin. În momentul în care și-au dat seama că e Domnul, nu, ea punea pe pateu acolo, dar tot scuzându-se, numai asta mai avut, nu, bine că nu, așa. În momentul în care se scuzau și și-au dat seama că e Domnul la masă, Hristos zice că s-a făcut nevăzut, zice, mai departe, da, s-a sculat chiar în ceasul acela ei, dar apoi în față, pe când ședeau la masă, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și ascultați versetul 32 și au zis unul către altul: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scriptura. Și versetul 33, după ce au realizat cine a fost cu ei la masă, cine a fost cu ei pe drum, primul lucru pe care l-au făcut, s-au sculat chiar în ceasul acela. Și s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei care erau adunați la un loc și au zis: a înviat Domnul! Chiar în ceasul acela au plecat. Când stai cu Hristos în biserică și asculți predici, cum te duci de aici? Cum ar trebui să te duci să spui altora:
a înviat Iisus Hristos, Domnul nostru e viu. Pentru că e obligatoriu, întreabă pe mulți. Domnule, zice, de ce toată ziua vorbiți despre Iisus Hristos? Pentru că avem obligația asta. Pentru că dacă stăm cu Domnul la masă, avem obligația că atunci când ieșim afară, să spunem tuturor că Iisus e viu. Zice că s-au sculat în ceasul acela, nu au apucat să stea mult acasă, nu au dat cu aspiratorul. Adică, de ce au plecat în ceasul acela? V-a spus întrebarea aceea. Noaptea, că nu e ușor să circul noaptea pe acolo, că erau hoți, dar știți de ce au plecat? Pentru că cei cu frații lor stăteau închiși în casă și tremurau toți. Le era frică că vin iudeii și duc și pe ei pe cruce, cum l-au dus pe Iisus Hristos. Și nu știau dacă Domnul Iisus Hristos a înviat sau nu a înviat. Nu știau, erau confuzi. Și ca să nu mai fie fraților confuzi încă o noapte și să mai tremure încă o noapte, în clipa aceea s-au dus și să le spună: Iisus Hristos a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat. Ți-ai pus întrebarea că sunt oameni pe lângă tine pe care poate îi vezi pentru ultima dată în viață și tu nu le vorbești despre Iisus Hristos. Poate că în clipa aceea e să duc direct în iad. De acolo să duc în iad. Și tu ai tăcut. Și tu ai tăcut. În ceasul acela s-au dus, în noaptea aceea s-au dus, că încă o noapte cu satana e mult, încă o noapte cu dezamăgire e mult, încă o noapte cu păcatul e mult, în ceasul acela trebuie să se ducă. Eu, acum suntem pe muntele schimbării la față. Vai ce închinare a fost, vai ce frumos a fost și fețele noastre strălucesc. Muntele schimbării la față te obligă să te duci jos în valea plângerii și să le vorbești oamenilor despre Iisus Hristos. Că știți dumneavoastră, și prea mult bronz strică. Am atâta față roșie la noi până când se scorojește într-o zi. Luăm lumina de acolo și o ducem mai departe. Vrei să văd, amu, că n-am, azi noapte am dormit 3 ceasuri, amu, n-am apucat numai să-mi schimb cămașa. Diavolul mă îndemnă, că am zis, bă, duminica nu mă mai interesează, că toată săptămâna mă mai uit să văd știri politice, că nu, asta e un fel, ca un fel de drog. Dar satana a zis către mine, alegerile din Franța, astăzi, alegerile din Franța, și dă o lecuță să văd, știre de la Digi. Deci când am văzut, n-am mai ascultat știrea, mai avea un banner în spatele redactorului cu un copac, asta au avut în ziua de Paști, satanele la Digi. Deci erau un copac și ascultați, voi sunteți lumina, noi suntem lumina. O porcărie, poți să o spui în fiecare zi, dar niciodată la Paști. El e lumina. Ați observat mesajul satanic și subtil? Nu mai căutați lumina în altă parte. Voi, bezmeticilor care azi noapte umblați pe la biserici, bezmeticilor, ne spune Digi, nu mai căutați, că lumina e în voi. În care noi? În tăie care ne omorâm ziua în amiază mare? În tăie în care spline pușcăriile care și-au omorât mamă, tată, frați, surori, neamuri? În tăie care ne fură din parlament, senatori și deputați? În tăie lumină? Noi suntem lumina, că nu suntem cu vecinii noștri pe pace de 25 de ani, noi suntem lumina? Noi suntem lumina că ne sudim de Dumnezeu și Maici și Hristoși, pentru că singurul popor din lume, știți asta, care reușește performanța ca să înjure de toate lucrurile sfinte. Noi avem, de exemplu, că ascultam undeva într-o zi pe unul care a zis că l-a înjurat un american. Și a spus, nu înjură-mă, mă, înjură-mă. Și atunci o zis americanul, lasă că te înjuri. Și zice, o serge ce ați tot înjurat. Ai zis, ai terminat? Da. Ce zi astăzi? Luni. Miercurea eram numai la agricultură, pe domenii, l-o sudit. Nu depășise domeniul agricol românul. Păi noi suntem, bă, niște oameni care suntem extraordinar de inventivi. E lumină! Hristos e lumina. Luați lumină de la El. Că dacă o luăm numai în mână de la lumânare, nu ajută la prea mult. Când eram eu în biserică, ne duceam la biserică ortodoxă la Șebiș ca să înconjurăm biserica, toți luam câte o lumină, dar eram eu, Dig, Vali, ceilalți după noi și noi aveam sportul să ardem fâșurile la oameni.
aveau niște fâșuri pe vremea lui Ceaușescu, dacă țineți minte, și noi veneam cu lumânarea în spatele lui, că atunci înconjuram toți. Numai o gaură făcea, că nu făcea, că toți erau a douăză cu inimioare pusă pe aici, pentru loc. Câte ai hăcuit? 4. Tu? 2. Stai jos. Noi toți eram cu lumina în mână, niște satane de oameni, deci să ardem fâșurile la alții. Nu toți cei care țin lumina în mână. Hristos e lumina. Hristos e lumina. Hristos e lumina. Adică timpul petrecut cu Hristos trebuie să ne îndemne la evangelizare personală. Așa pentru, la sfârșitul predicii mele, pentru cultura dumneavoastră generală, știți că grecii au două denumiri pentru timp? Există timpul Cronos la ei, la greci. Timpul Cronos e timpul măsurat de ceas. Este un timp Cronos care poate măsura ceasul. Cronos e soldatul cu AMR, AMR 36, AMR 35, ăla e Cronos. E cel, de exemplu, care e în pușcărie și mai are încă 8 ani. AMR nu știu mai cât. Deținutul are timp Cronos. Insomniacul, cel care nu poate dormi, cum ușor, ora 1, Cronos, ora 2, Cronos, ora 3, Cronos. No, bine, cântă și cocoșul la 3:30. Muncitorul care merge la serviciu are timp Cronos. Știți care timp Cronos? El e de la 8 la 4 plătit. La 4 dă cu sculele pe jos și dacă mai este și dacă... Ăla e timpul Cronos. Nu contează că arde. El e plătit până la 4. Fix! Fix! Cel care e prins în trafic și stă ore întregi, ăla e timp Cronos. Dar grecii mai au un denumire pentru timp, se numește Kairos. Kairos. Și ăla e timpul petrecut cu scop. Niciodată în biserică grecii nu folosesc pentru biserică. Grecii nu folosesc Cronos, ci Kairos. Dacă eu mă duc și te ajut pe tine cu ceva, ăla nu-i Cronos, ăla e Kairos. Când eu vin și mă apropii de Dumnezeu, ăla e timpul Kairos, ăla e timp cu scop în viață. Și aș dori să nu mai aveți Cronos, aș dori să aveți Kairos toată viața voastră, să nu mai fiți dependenți de Cronos, de ceas, ci să fiți dependenți de timpul pe care îl petreceți cu scop. Ce am făcut cu timpul meu? Ce am făcut cu viața mea? Adică în momentul în care lași urme în viața altora, ăla e timp Kairos. Fiecare lucru pe care îl faci spre beneficiul altora e timpul Kairos, nu-i Cronos. Se oprește timpul pentru tine. Hristos zice, când folosește Iisus Hristos timpul Kairos, zice s-a împlinit vremea. Când zice Iisus Hristos, s-a împlinit vremea. Acolo este cuvântul Kairos. Adică zice Iisus, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Doi introduce cu Kairos timpul. Pocăiți-vă că s-a împlinit vremea. Pocăiți-vă că s-a împlinit vremea. Nu există duminică fără sâmbătă, așa este. Dar câte lucruri nu s-au schimbat de sâmbătă până duminică în 24 de ore. Sâmbătă noaptea Hristos era mormânt. Duminică dimineața vorbea cu Maria. Duminică dimineața vorbea cu Simon Petru. Duminică dimineața, duminică seara vorbea cu Cleopa și cu nevastă sa. Vreau să vă spun acest lucru care vreau să închei predica. Trăiți cu sens. Cât o mai rămas? Nu știu cât o mai rămas. Dar întotdeauna timpul petrecut, când vorbiți altora cu Iisus, despre Iisus, e timp Kairos. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Și dacă nu v-am mai spus nimeni până acum, vă spun eu. Cum poți răscumpăra vremea? Transformând timpul Cronos în timp Kairos. Adică în timp fără sens. Stăm așa, e timp fără sens. Știți cum facem? Toată ziua, vâșc, 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 vâșc. Să văd dacă, ia să văd eu acum dacă Ghița lui Tempeleu mi-a dat un like. Ăla e... Bă, dacă mi-o dai like. Se duce viața. Stăm la o cafea. On ceas. Cronosul peste noi. Și spunea marele nostru istoric Iorga, pierdem în viața ani și la moarte cerșim o clipă.
Ne-a învățat câte ceva Emausul ăsta. Sper să vă fi învățat și pe voi acum. Pentru că nu uitați că aveți un Dumnezeu care vrea să fie numit Domn în viața voastră. Eu sunt Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Al doilea lucru care v-am învățat în seara aceasta și un lucru frumos, niciodată nu o să puteți avea binecuvântare fără Biblie. Prin Biblie îl cunoașteți pe Iisus Hristos. Vai de voi dacă nu citiți Evanghelia. Al treilea lucru pe care vi l-am învățat în seara aceasta și un lucru simpluț, e un lucru mărunt, e un lucru pe care îl găsiți cu toții, este că Dumnezeu va fi cu voi pe drum totdeauna. Să nu vă aud că ați avut noroc cu doctorul, cu tare, cu nu știu care prieten, că nănașul, că prostii, nimic. Hristos a fost. În El să-L vedeți pe Domnul întotdeauna, în El. Domnul a fost de partea mea. Domnul a lucrat prin ei. Da, Domnul poate lucra prin ei, prin toți. Și am învățat în această seară că atunci când petreceți timp cu Hristos, cum e acum, duceți-vă și spuneți și la altora că Iisus Hristos e viu. Că ăștia tremură toți. Ce ne facem? Vine acum valul 5, 6, mai știu ce val vine. Ăștia toți sunt spământați. Nu mai lăsați încă o noapte fără Dumnezeu. Aleluia. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vrea ca să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pentru că noi ne pregătim de botez acum. Vrea să... Haideți o dată voi, mă, să eu... Asta e pe capotilea. Hai să cântăm o scumpă zi, te rog frumos. Poți să o cântăm o scumpă zi? Caut-o tu până ajungeți. Bine. După ce cântăm cântarea aceasta, vrea să-i încredințăm în mâna Domnului. Știți că ne-am rugat pentru ei? Știți că ne-am rugat pentru ei? Când ne-am rugat pentru ei? Aseară ne-am rugat pentru ei. Vreau să spunem că azi noapte, la ora 11 și ceva, noi ne rugăm pentru voi. Pentru călătoria voastră, pentru familia voastră, pentru lucrarea pe care o faceți. Niciodată să nu-L dezamăgiți pe Domnul. Niciodată să nu-L dezamăgiți pe Domnul. Pe oameni poate o să-i dezamăgiți, dar voi nu sunteți aici în haine albe ca să mulțumiți oamenii, ci să-L mulțumiți pe Iisus Hristos Domnul. Asta vreau să vă spun, da? Să nu uitați niciodată ziua aceasta, să nu uitați niciodată că Dumnezeu vă iubește și că cea mai frumoasă zi din viața voastră nu e ziua în care v-ați născut, ci ziua în care încheiați legământ cu Domnul, că astăzi înțelegeți de ce trăiți pe pământul ăsta, de ce trăiți pe pământul acesta, da? Vreau să înțelegeți că ne rugăm și vă purtăm de grijă. Veți pleca din locul acesta. Noi nu o să vă mai vedem cu ochii, poate numai pe unii dintre voi, dar Hristos e cu voi pe tot drumul acesta. Este cea mai frumoasă sărbătoare. Este cel mai frumos lucru, băi, să spui tuturor, Iisus Hristos e Domnul vieții mele. Îl iubesc pe Iisus Hristos. Îl laud și mulțumesc că a înviat pentru mine. E cea mai frumoasă zi a vieții mele. Mă laud asta cu Domnul și fac publică mărturisirea că începând de astăzi sunt un copil al Domnului schimbat. O cântare frumoasă de-a noastră provenită din Bihor. O cântăm și apoi ne rugăm Domnului pentru oamenii aceștia și pregătim și baptistierul, da? Toți. Don't
Sunt al lui, sunt al lui, nu sunt al meu, ci al Domnului. Așa să fie. Ne rugăm pentru ei, timp în care se pregătește și baptistierul, și ne apucăm să facem botezul. Amin. Reocupăm locurile. În seara aceasta, împreună cu doi dintre păstorii noștri, fratele păstor Liviu Cabău, fratele Sandu Jula, Domnul se binecuvinteze, cei de la închinare s-au repoziționat, avem botez, apă în baptistier, voi pregătiți, gata? Gusti, cum stăm? Putem da drumul? Frumos să-i dăm drumul atunci. Deci, Daria Maier, 14 ani, Deva. Vă rog să o aplaudați. Noi am deschis o biserică la Mintia și biserica aceea sunt mai puțini, da? Dar fac o treabă foarte bună și mama Dariei este una dintre femeile cele mai dăruite din biserică. Pot să spun-o, Marta, ridică-te în picioare că vrem să te vedem. Au venit împreună cu păstorul în seara aceasta. Ridicați-vă toți care sunteți de la Mintia, eu vreau să vă salutăm. Și fata asta e o fată specială, Domnul să te binecuvinteze. Daria, aș dori să te întreb înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cu toată inima. L-accepți astăzi aici, în apa botezului, ca Domn și Mântuitor personal? Da. Crezi că ți-ai iertat toate păcatele? Toate păcatele. Și ești hotărât, Daria, să-i slujești toată viața ta? Da. Dumnezeu să-ți ajute. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, te botezăm astăzi aici, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Vreau să cânt, vreau să te laud, să-ți mulțumesc că ești în viața mea. O putere mai lua din tuneric și mi-ai arătat înțelepciunea ta. Lea Dâmb, 18 ani, de la Iermata, Domnul să binecuvinteze. Cu cine ai venit? Ridicați-vă în picioare, cei care sunteți cu Lea. Haideți să vă aplaudăm. Oh. Domnul să te binecuvinteze pe tine și viața ta. Lea, aș vrea să te întreb înaintea martorilor văzuți și înaintea martorilor nevăzuți, dacă îl accepți ca Domn și Mântuitor pe Iisus Hristos în viața ta. Da. Crezi că El este Mântuitorul tău și că ți-a iertat păcatele? Da, cred. Amin. Până când vrei să-L urmezi? Toată viața. Pe baza mărturisirii tale, noi te bătuzim în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dar noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim. Roxana Druțău vine de la Berechiu, 18 ani și ea. Ridicați-vă în picioare cei care ați venit cu Roxana. Vrem să vă salutăm. Domnul să vă binecuvinteze! Roxana, în această zi a învierii, poți să mărturisești cu gura ta că și Iisus Hristos a înviat în inima ta? Da. Dumnezeu să te binecuvinteze. Crezi că El este Fiul lui Dumnezeu? Da. Și ești hotărâtă să-i slujești toată viața? Până la moarte. Dumnezeu să-ți ajute. Crezi că ai iertat toată vina păcatului tău pe lemnul de ocară? Da. Amin. Dumnezeu să-ți ajute să te călăuzească. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Inima mea. Daria Muti vine de la Viena. Cu cine mai venit? Cu prietenul meu și cu cumnatul lui. Ridicați-vă în picioare cei doi. Domnul să vă binecuvânteze.
Daria, da. În această zi specială pentru tine, aș vrea să te întreb înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, dacă crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul tău? Da, cred. Este Domnul vieții tale? Da. Crezi că ți-ai iertat toate păcatele? Da, cred. Până când vrei să-L urmezi? Toată viața mea. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Toată închinarea, toată adorarea, ți-ți dăruiesc, o Domnul meu. Numai Tu ești veșnic, numai Tu ești veșnic, Doamne, numai Tu ești minunat. Claudia Fazăcaș vine de la Mihai Viteazu, lângă Turda, Cluj. Domnul să o binecuvânteze. Cu cine? Cine a venit cu ea, ridicați-vă în picioare, vrem să vă cunoaștem și pe voi. Și Pământul este martor la acest eveniment important din viața ta astăzi. Te întreb și eu, crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că ți-a iertat toate păcatele? Da, cred. Și ești hotărâtă să-i slujești toată viața? Da. Dumnezeu să-ți ajute, Claudia. Pe baza mărturisirii tale, te botezăm astăzi aici la Beiuș în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nici de cum, nici de cum, niciodată. Sabo Aranca, cu cine ai venit? Băiețelul meu și cu... Du-te-mă, bate-l pe loații unul, ieși, scoate-l afară. Cu cine ai venit? Cu băiețelul meu și cu prietena. Ești un guroaică? Da. Ia ridică-te prietena și cu... Unde ești? Da. E băiatul tău? Câți ani are? Poftim? Câți ani are copilul? 10 ani. 10 ani. Și ești un guroaică? Da. Otilia, hai mă, duc când se botează, cânte ceva ungureaște. N-am mai ascultat eu ungureaște de vreo două luni ceva și mi-e dor. Da. Domnul să te binecuvinteze, Aranca. Dalma, te întreb înaintea martorilor văzuți, dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul tău. Cred. Crezi că ți-a iertat toate păcatele? Da. Până când vrei să-L urmezi? Toată viața. Amin, așa să-ți ajute Dumnezeu. La... Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce faceți? Că n-ați cântat. Uitai de tine. Andreea Băruță, tu ești din Beiuș. Da. Cu cine ai venit? Te ridicați-vă în picioare. Chiar Beiușancă, Beiușancă? Da. N-ai știut de noi până acum? Ba da. Andreea, ești hotărâtă pe această cale? Da. Dumnezeu să-ți ajute, să te călăuzească. Amin. Aș dori să te întreb dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Crezi că ți-a iertat, Andreea, toate păcatele? Da. Și ești hotărâtă să-i slujești pe această cale? Da. Amin. Îți dorim drum bun cu Iisus, Andreea, pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Nicăieri, nicăieri, nicio...
botezat din Sfânt Andrei. Domnul să te binecuvânteze. Cu cine ai venit? Cu mama. Mama, ridică-te în picioare, vrem să te cunoaștem. Aplaudați. Mama e pocăită? Mai ai frați, surori? Pocăiți ceilalți? Nu. Nu. Tu ești prima din casă. Mă rog, a treia. Da? Mama, tata și eu. De ce plângi? Emoții. Te-au apucat așa de... A, emoții. Alexandra, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să-L mărturisim pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Aș vrea să te întreb în această zi specială pentru tine, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, dacă mărturisești că Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul tău. Da. Crezi că El ți-a iertat toate păcatele tale? Absolut. Până când vrei să-L urmezi? Toată viața. Amin. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin. La porunca Domnului Iisus Hristos și pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele și Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Va veni, va veni. Dorina Bacrău, cei care ați venit să fiți împreună cu ea, ridicați-vă în picioare că vrem să vă cunoaștem. Cu cine ai venit? A, acolo suntem. Ea este de la Gurbeliu. Domnul să o binecuvinteze. Amin. Sără Dorina, astăzi aici la Beiuș, în apa botezului, îl mărturisiți pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Da. Credeți că El este Fiul lui Dumnezeu? Da. Și credeți că a venit în lumea asta ca să ne ierte de orice nelegiuire? Da. Sunteți hotărâtă să-i slujiți Domnului de aici înainte. Da, Dumnezeu să vă ajute. Pe baza mărturisirii dumneavoastră, sora Dorina, și la porunca lui Iisus Hristos vă botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Toate le-ai creat. Maria Iancu are 69 de ani, vine din Oradea. Ceea ce vreau să știți este că... Tu câți copii ai? 4. Dar 3 dintre copiii ei s-au botezat aici la noi la biserică. Anul trecut. Da. În august. S-au botezat anul trecut la noi la biserică. Ia ridicați-vă în picioare. Unde sunteți? Da, ales pe chilimele și băiatul, dar nu știu pe nimic. Ai două fete blonde și mai pe celălalt. Ridică-te mai în picioare. Șofer, tir. Și celălalt, băiat sau fată? Trebuie să fie și el pe acolo. Trebuie să fie și el pe acolo. Că și el a venit, nu știu, dar nu l-am văzut. Vreau să-l văd și eu. Vă iubim, Domnul să vă binecuvinteze. Aveți o mamă extraordinară și rugăciunile voastre au făcut lucruri extraordinare pentru asta, să știți. Pentru că eu v-am spus data trecută când v-ați botezat, că dacă veți fi lumină în casă, și ea va fi aici. Și așa a fost. Îmi pare bine că am ajuns. Sora Maria. Da. Aș vrea să te întreb, înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor văzuți și a celor nevăzuți, dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul tău. Da, cred și îl iubesc din toată inima mea. Crezi că ți-a iertat toate păcatele? Cred că mi-a iertat. Până când vrei să-L urmezi? Cât trăiesc, cât trăiesc pe pământul ăsta, până în veșnicii. Amin. La porunca Domnului Iisus Hristos și pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce mare ești Tu! Cheers.
Da. Sandu, întreabă tot, numai tot tu. Elisabeta Petrișor, cu cine a venit Elisabeta? Ridicați-vă în picioare. Domnul Hintez. Ea are 71 de ani, vine de la Ciucea, suntem mândri că putem să facem lucrarea aceasta frumoasă pentru ea. I-am spus tot la Sandu să o întrebe, că pe partea dreaptă zice că e mai bine decât pe stânga, știi? Și foarte bine, creștinii trebuie să fie de dreapta, amin. Sora Elisabeta. Da. Aș vrea să te întreb dacă crezi că Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul tău. Da, că tu ai trăit, că tu ai fi fericită. Amin. Crezi că ți-ai iertat toate păcatele? Da, m-a iertat Dumnezeu dacă mă împrătești. Amin. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, da, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, îți dau inima și îți dau Avem și câteva familii care intră în apa botezului în seara aceasta. Avem o pereche, două perechi, trei perechi. Apoi avem mamă și fiu, avem tată și fiu, avem frați. Domnul să-i binecuvinteze. Deci, în această seară, familia Andrei și Maria Hrițcu de la Arad. Cu cine ați venit? Familia. Ia ridicați-vă toți care ați venit cu ei acolo. Oh, oh, oh. Ați avut autobuz, v-ați băgat atât. Familiile voastre sunt pocăite, mă refer părinții voștri? Mixte. Mixte? Da. Și cum ați hotărât să faceți pasul ăsta? Trebuie împlinit. Trebuie împlinit. De câtă vreme sunteți căsătoriți? De jumătate de an. De jumătate de an. Foarte bine ce ați făcut. Super bine. Așa se începe viața. Cu Domnul. Amin. Domnul ține o căsătorie, să știți. Amin. Andrei și Maria, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim lui Dumnezeu că ați înțeles că, de fapt, fără Hristos, totul e amăgire și nimic din El, nimic fără El nu putem să facem în lumea aceasta. De aceea ne bucurăm pentru voi și ar vrea să vă întreb pe rând dacă credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da. Da. Credeți că v-a iertat toate păcatele voastre? Da. Da. Și sunteți hotărâți să îi slujiți de aici încolo, ca și familie, până în veșnicie? Da. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Pe baza mărturisirii voastre și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, o să vă botezăm pe rând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Mi-așa de dor, Iisus, după tine. Mi-așa de dor să simt iubirea ta. Petru și Gianina Moțiu de la Talpoș. Cei care ați venit cu ei, ridicați-vă în picioare, vrem să vă salutăm. Așa-s neamuri cu voi? Copii aveți? Da. Câți? Unu. Unu. Părinții pocăiți? Unu. Nu? Mama. Mama? Da. Aci-i mama? Nu, că e bolnavă. E bolnavă? Da. Nu vă vede? Nu, că nu știu. Mai ai frastul? Nu. E pocăit? Nu. Domnul, ascultă rugăciunile mamelor, mă. Că mamele, apucați-vă de rugați-vă. Amin. Amin.
Petru și Gianina, stăm în fața unui Dumnezeu mare. Și înaintea Lui și înaintea marturilor văzuți, o sală întreagă, aș vrea să vă mărturisesc dacă credeți că Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul vostru. Da. Credeți că v-a iertat toate păcatele? Da. Până când vreți să-L urmați? Până în veșnicie. Amin, așa să vă ajute Dumnezeu. Pe baza mărturisirii voastre și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi o să vă botezăm pe rând în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ești cel mai frumos. Roger și Adriana Butuc vin din Oradea. Toți care ați venit să fiți împreună cu ei, ridicați-vă în picioare ca vă mai spun ceva despre ei. Ridicați-vă, cei care îi cunoașteți. Rămâneți în picioare, Andrada și Raul. Andrada s-a botezat prima dată la noi, după care s-a botezat fratele ei, Raul, la noi în biserică. Și acum li se botează părinții. Ce-au făcut pruncii ăștia cu voi? Ne-au învățat. V-au învățat, așa e. După ce am învățat noi pe ei, a venit rândul nostru. Așa e. Schimbați copiii. Da. Schimbați. Și Domnul a lucrat prin ei în viața voastră. Cu siguranță. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Amin. Frate Roger, soră Adriana, astăzi Dumnezeu desăvârșește lucrarea de mântuire în casa voastră. Să vii să fie Domnul. Amin. Vreau să vă întreb, înaintea copiilor, înaintea marturilor văzuți și nevăzuți, dacă credeți din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Din toată inima. Îl acceptați astăzi aici ca Domn și Mântuitor personal? Pentru totdeauna. Credeți că a iertat toate păcatele voastre? Cu siguranță. Și sunteți hotărâți să-i slujiți Domnului până în veșnicie? Până în veșnicie. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Pe baza mărturisirii voastre și la porunca lui Iisus Hristos să vă botezăm pe rând în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Da. Am cunoscut pe oamenii aceștia doi, mamă și fiu, în momente grele ale vieților. Momentele alea n-au trecut nici acum. Adalbert, cu cine ați venit? Soția, copii, nași. Ridicați-vă soră, picioare că vreau să vă salutăm. Pruncul ăsta trebuie să meargă la Viena. Când mergi la Viena, la spital, știți, vă spun mai multe. Nu. Eu zic că e destul. Dar și-a pus nădejdea în Dumnezeu și ne-a spus astăzi că hai stai aici pe primul rând. Este un scaun liber aici. Ne-a rugat pentru el, că asta am făcut cu Liviu, ne-am întâlnit pe parcare și am făcut ungerea pe parcarea bisericii și l-am trimis la Viena în numele lui Iisus Hristos. Amin. Voi țineți minte că noi ne-am mai rugat pentru oameni în stare mai, mult mai gravă decât este Adalbert astăzi. Și aș dori ca să nu ne fie greu să facem o rugăciune pentru că Dumnezeul nostru poate vindeca. Amin. Dumnezeul nostru poate face o minune. Am avut femeie în ultimul stadiu, în stadiu terminal, aici în apa botezului și știți cu toții, pe care Domnul a vindecat-o miraculos în această seară.
Aș vrea să ne rugăm pentru Adalbert, împreună cu mama lui este în apa botezului, dar vrea să ne rugăm cu pruncul ăsta, pentru el. Sunteți de acord să facem o rugăciune? Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și apoi botezăm, dar acum ne rugăm pentru ei. Toți rugați-vă pentru Adalbert, amin. Doamne, la Tine este puterea de iertare, la Tine este puterea de curățire, la Tine este puterea de înnoire, dar la Tine este și puterea de vindecare. Tu ai vindecat pe cei bolnavi care au venit la Tine. În această seară aducem pe Adalbert, care este în apa botezului, îl aducem înaintea Ta și Te rugăm în numele Lui Iisus Hristos, întinde-ți mâna peste el și dăruiește-i vindecare. Rostește un cuvânt în dreptul lui Adalbert și Adalbert să primească vindecare prin cuvântul Tău, care are și astăzi putere. Cuvântul Tău care a avut putere să liniștească marea, să liniștească furtuna, are putere și să vindece. Cuvântul Tău care a avut putere să deschidă ochii orbilor, credem că va avea putere să facă ca și cancerul din viața lui Adalbert să dispară pentru totdeauna, sau orice boală care el mai are în trupul lui să fie vindecate în numele lui Iisus Hristos. Sângele Tău, Doamne Iisuse, să aducă curățire, să aducă vindecare, să aducă eliberare și noire în viața lui. Și pentru mama lui ne rugăm ca să o binecuvintezi și drum pe care îl face să fie un drum nou și curat în numele lui Iisus. Dumnezeu, amin, să asculte rugăciunea noastră și să spună medicii când se va duce săptămâna viitoare că Domnul a făcut o minune în viața lui și voi să fiți întăriți că Domnul nostru e același ieri, azi și în veci. Amin. Reocupăm locurile, în mâna lui Dumnezeu v-am încredințat. Ai văzut că te iubesc o grămadă de oameni. Ne rugăm pentru tine și noi să ne lăsăm în lupta spirituală până nu te vedem sănătos. Amin. Eu mă iubește, simt asta. Lângă copiii tăi. Frate Adalbert și sora Eugenia, sunteți în apa botezului și în acest moment aș dori ca să vă întreb dacă credeți că Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul vostru. Credem din toată inima. Da, cred. Credeți că El va ierta toate păcatele? Da, cred din toată inima. Până când vreți să-L urmați? În veci. Toată viața. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pe baza mărturisirii voastre și la porunca Domnului Iisus Hristos, noi să vă botezăm pe rând în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă m-ai scos din neghină, Vărșândan Ioan, 67 de ani, împreună cu fiul său Vlad Vărșândan, de la 39 de ani, din Arad, se botează. Tată și fiu, Domnul să vă binecuvinteze! Cu cine ați venit? Fiul dincolo, Nora Cuscri, Cuscri, cu Nata, Nata, cu aici, cum de dat să fie, frați și surori, frați și surori, frați și surori. Ce s-a întâmplat cu voi? Ce v-a apucat? Așa. Păi ne-am hotărât să urmăm calea lui Iisus Hristos. Ați avut, de exemplu, pe cineva în față care a făcut... Păi, nu avem în familie pe cineva care e pocuit. Și cum ați ajuns la Hristos? Am ajuns la concluzia că doar calea lui Iisus Hristos este cea care ne duce spre mântuire. Și care dintre voi, care dintre voi a ajuns primul la concluzia asta? Păi, ne-am mobilizat reciproc. Măi, eu am aflat ceva, uite, să-ți povestesc ce am aflat. Și tot așa apoi, nu? Păi,
Cred că feciorul a fost cu un pas înainte. Un pas înainte. Da. Nu cred, sigur. 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 Sunteți fericiți? Da, cum să nu. Sunteți fericiți și frumoși. Aleluia. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Mulțumim. Frate Ioan, frate Vlad, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă țină în hotărârea aceasta până în veșnicia lui Dumnezeu. Mulțumim. Credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Credeți că a venit în lumea noastră ca să ne ierte și să vă ierte toate păcatele? Da, credem. Și sunteți hotărâți să-i slujiți pe calea aceasta toată viața. Până da, în veșnicie. Dumnezeu să vă ajute și să vă întărească, să vă călăuzească. Amin. Pe baza mărturisirii voastre și la porunca lui Iisus Hristos, vă botezăm pe rând în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, Tu ești tăria mea. Ligia și Denis Gerasim. Cu cine ați venit? Cu tata, aici în primul rând. Cum ați hotărât să faceți pasul ăsta amândoi? Frați ăștia doi. Vrem să ne mai vedem încă o dată cu mama. Unde e mama? La Domnul. La Domnul. La Domnul. La câți ani a plecat? 60. 60. A fost pocăită? Da. Tot v-a vorbit de Hristos. S-a rugat mult. S-a rugat mult pentru voi. Numai voi doi sunteți în casă. Nu, suntem nouă. Nu. Mai sunt pocăiți dintre cei nouă? Sunt botezați toți, da. Sunt botezați toți. Toți, mă, voi doi mai erați. Noi suntem cei mai mici. Cei mai mici? Da. Ridică-te în picioare, omule. Are 9 copii botezați și îi crește singur. Prunci buni? Ai prunci buni? Da? Ești fericit? Domnul să te binecuvinteze. Să-ți dea resurse. Șez. Sunteți frumoși amândoi. Și dacă veți rămâne lângă Hristos, 100%, vă veți întâlni cu mama. Pentru o veșnicie. Pentru o veșnicie. Denis și Ligia, pe lângă bucuria pe care o faceți în ceruri, astăzi faceți o bucurie și mamei voastre. Aș vrea să vă întreb acum, înaintea marturilor văzuți și a celor nevăzuți, dacă credeți că Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul vostru. Da. Da. Îl mărturisiți pe El în această apă a botezului și aș vrea să vă întreb până când vreți să-L urmați? Până la moarte. Credeți că El a murit pentru voi? Da, cred. Pe baza mărturisirii voastre și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi vă botezăm pe rând în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vreau să te văd, vreau să aud. Elisei Angel vine exact din Mioveni. Mă, Elisei, cu cine ai venit? Ia ridicați-vă toți care ați venit cu Elisei. Haideți să-i aplaudăm. Mă, tu ești din familie de pocăiți că te cheamă Elisei, mă. Așa-i? Mă vezi ce înțeleptus eu? Cum am depistat. Ședeți. Câți frați sunteți acasă? 6. 6? Ia mai ridicați-vă odată, vreau să vă văd. Frați acum și surori. 2, 4, 5. Asta mic, asta și dormi. În timp ce a predicat eu, el dormea. Și eu am dormit în biserică mult când a fost mic. El e cel mai mare? Sunteți fericiți de pruncul ăsta?
Un băiat frumos. Și așa a avut el gândul să vină până acest să se boteze? Așa au zis, au poruncit părinților. Vă interesați, rapid, unde este botez? Dar de ce te-a apucat, mă? Nu mai puteai sta. Nu? Nu, dacă tu zici. Elisei, Dumnezeu să te binecuvinteze și mă rog din toată inima să fii un exemplu și pentru ceilalți frați ai tăi, în trăire, în vorbire, fapt în tot ceea ce faci, Dumnezeu să te binecuvinteze. Vreau să te întreb înaintea celor dragi, înaintea cerului, dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Crezi că ți-a iertat Elisei toate păcatele tale? Da. Îl accepți astăzi ca Domn și Mântuitor personal în apa botezului? Da. Și ești hotărât pe drumul acesta să-i slujești toată viața. Da, Dumnezeu să te binecuvinteze, Elisei, pe baza mărturisirii tale și la porunca lui Iisus Hristos. Te botezăm astăzi aici la Beiuș în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înaintea ta duc o jertfă că ești Domn. Remus Nicoară, cu cine ai venit de la Simeria? Ia ridicați-vă în picioare, vreau să vă salutăm și familia și prietenii. Am zis Simeria, nu Siberia. Simeria, lângă Deva acolo. Părinții pocăiți? Da. Câți frați sunteți acasă? Mai am o soră. Mai o soră. Da. Și acum la 20 de ani ai hotărât? Da. Ce am crescut în biserică. Ai crescut în biserică? Da. Ia-și o zi pentru toate. Ți-ai făcut părinții fericiți. Fii binecuvântat. Remus, Dumnezeu să-ți dea putere să mergi pe această Amin. Cale pe care ai hotărât-o. Amin. Aș vrea să te mărturisesc în această apă a botezului, dacă crezi că Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul tău. Da, cred. Crezi că El a murit pentru păcatele tale? Da, cred. Până când vrei să-L urmezi? Toată viața mea. Așa să-ți ajute Amin. Dumnezeu. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și dacă trăim pentru Domnul căi, și dacă murim pentru Domnul murim, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și dacă trăim pentru Domnul căi, și dacă murim pentru Domnul murim, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Vlad Ilișan, cu cine ai venit? Ia ridicați-vă familia în picioare. Domnul să dobim. Vlad locuiește de 2 ani de zile nu în Germania. Da. Și părinții pocăiți? Da. În ce fel zici tu că te-or îndreptați pe Hristos? Cum? Păi m-a dus în biserică. Așa? Prin exemplu. Exemplu? Da. Și acum ai socotit că e timpul. Da. Ți s-a părut că cei 2 ani din Germania ar fi un fel de pustiu? 2 ani. Ai și avut înainte. Vreme și înainte. Da. Bine, ursule, asta-i. Zice, nu pune multe întrebări, că eu sunt emotiv. Da, nu mai Vlad, Vlad, Dumnezeu să te binecuvinteze. Și un om mare, mă rog să fii și în lumea spirituală la fel de înalt și puternic. Și Dumnezeu să te întărească. Amin. Amin. Să-ți dea un drum bun. Vlad, te întreb înaintea celor dragi, înaintea cerului și pământului, înaintea celor care ne urmăresc pe internet în clipa aceasta, crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi, Vlad, că ți-a iertat toate păcatele tale? Da. Îl accepți astăzi ca Domn și Mântuitor personal în viața ta? Da. Ești hotărât să-i slujești toată viața? Da. Dumnezeu să-ți ajute să te călăuzească în toate lucrurile. Amin. Pe baza mărturisirii tale, Vlad, și la porunca lui Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bunătatea, îndurarea mă vor însoți zi de zi, zi de zi în viața mea. Bunătatea, îndurarea mă vor însoți zi de zi, zi de zi în viața mea. Că
Chantal vine de la Marghita, eu de obicei chem să vină lângă mine, că m-am dus, era deja acolo, zice, nu mai am răbdare. Cu cine ai venit, Cătălin? Fratele meu și cu câțiva prieteni. Știi, Luci, pe omul ăsta? Vezi că și Luci de la Marghita, acolo ăsta cu chitară, să știi. Nu, v-ați întâlnit, și cu cine vii, cu fratele tău? Și da, și câțiva prieteni. Da, ia ridicați-vă în picioare. Aplaudați. Părinții tăi pocăiți? Dar cum ai ajuns așa? Mi-a vorbit un prieten. Ți-a vorbit un prieten despre Hristos? Da. Prietenul e aici acum? Nu. No. E plecat dincolo? Da. Și cum ți-a vorbit așa? Ți-a spus din Biblie sau o trăit el o viață? O trăit el o viață. Și... o trăit o viață deosebită și da. Ți-ai pus o întrebări. Mă, ce-i cu asta? E normal. Da. Da. În lumea asta și ai hotărât să-L întrebi mai mult despre Hristos, nu? Da. Și el ce-a spus? Ce-a vorbit mult despre Iisus Hristos. Nu s-a lăsat de tine. Da. Îi datorez mult. Foarte mult. Lui Hristos îi datorez veșnicia și sufletul și mântuirea. Omul acesta îi datorez drumul spre Hristos. Ați înțeles? Un prieten a făcut lucrarea aceasta. Dumnezeu a lucrat pentru un prieten. Vorbiți, nu tăceți. Dacă stați cu Hristos la masă, spuneți fraților rapid din Ierusalim că să tem, mergeți la ei. E binecuvântăm, Cătălin, în numele Domnului. Cătălin, aș vrea ca de azi înainte să nu mai ai răbdare după Hristos. Amin. În această zi frumoasă pentru tine, aș vrea să te întreb dacă îl mărturisești în apa botezului pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al tău. Da. Crezi că El a murit pentru tine? Da, cred. Și crezi că ți-a iertat toate păcatele tale? Da, cred. Până când vrei să-L urmezi? Până în veșnicie. Amin. Așa să se ajute Dumnezeu. Pe bază mărturisirii tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea ta mare, pentru încercări. Laurențiu vine de la Turda. Cu cine ai venit, Laurențiu? Cu prietenii. Ia, ridicați-vă în picioare, vrem să salutăm și pe voi, cei din Turda. Părinții tăi pocăiți? Nu. Nu. Cine ți-a vorbit despre Domnul? Prieteni, o vecină. O prietenă, o vecină. Deci tot cineva din exterior. Da. Atât am vrut să te întreb și mi-ai răspuns. E mare, e mare responsabilitate. E mare. Deci e cea mai mare lucrare a unui om, să-l ducă pe altul la Hristos. Ascultați-mă! E cea mai mare lucrare. Laurențiu, Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți ajute să fii o lumină la tine în casă, la locul de muncă și oriunde mergi. Vrea să te întreb dacă crezi din inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi, Laurențiu, că ai iertat toată vina păcatului tău? Da, cred. Și ești liber astăzi în numele Lui? Da. Și așa liber cum ești, ești hotărât să-i slujești toată viața? Până la moarte. Dumnezeu să-ți ajute pe baza mărturisirii tale, Laurențiu, și la porunca lui Iisus Hristos te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu suntem aici, tatăi. Aleluia! Valentin Budea, cu cine ai venit, Vali? Viitoarea soție și ceva prieteni. Și ceva prieteni, ridicați-vă sus să vă cunoaștem. Ei, de acolo. Ești prietenii tăi. Slavă Domnului pentru toate. Părinții tăi pocăiți? Nu. Nu. Înseamnă că viitoarea soție e pocăită. Eu, nu vezi? Ce dar am. Am un dar, Vali, am un dar. Bun. Valentin, aș vrea ca drumul tău, începând de astăzi, să fie o lumină. Aș vrea să te întreb că, înaintea martorilor văzuți și înaintea lui Dumnezeu, un Dumnezeu mare, dacă crezi că Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul vieții tale? Da. Crezi că ți-a iertat toate păcatele tale? Da. Până când vrei să-L urmezi? Toată viața. Așa să-ți ajute Dumnezeu.
Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. El în cer ne va deschide. Până când intră copilul ăsta la apă, știi ce vreau să vă spun eu? Și noi, de exemplu, la noi în biserică, se mai căsătoreau așa, mai ne trezeam cu ei, ne botezăm, după aceea facem nuntă, știi? Simțeam eu. Mă, e tot un fel de evangelizare și asta. Analizam eu zilele acestea. Dar totuși, evangelizarea asta, până la urmă, trebuie să... adică, pe undeva, are și o leacă de subiectivism în ea. Adică, înțelegeți de ce? Dar și asta e frumoasă, e bună și ea. Dar să zicem într-un fel sau într-altul că sunt mai multe motivații acolo. Dar când un prieten spune altul, prietenul ăsta nu are nicio motivație, că nu se căsătoresc. Nu, nu are treabă. Dau un exemplu, da? Zicea Sfântul Apostol Pavel că până la urmă slavă lui Iisus Hristos că oamenii se mântuiesc. Și nu contează prin cine vine mântuirea, contează să o primești. În urmă cu 5-6 ani de zile, noi am botezat pe cineva acela la noi care mi-a spus un lucru. Pe mine m-a dus la Hristos un bolnav internat la spitalul de psihiatrie 6 din Oradea. Eu zice, sunt acolo grădinar, se ocupă de grădina din spate de acolo. Și omul ăla care îi zice, băi, noi numim nebuni. Și omul acela l-a dus spre Hristos. Dumnezeu vorbește și pe măgărița lui Balaam, asta am vrut să vă spun. Dar pe prin oameni. Deci tu ești Alin Iacob, vii din Ulm, Germania. Da. Cu cine ai venit? Cu familia și prietenii. Ridicați-vă în picioare. Ai bătut cale lungă până aici. De ce aici? Aici mi-a spus inima să vin. Aici ai avut inima? Da. Legată de noi. Da. Asculți cuvântul Dumnezeu de aici. Da. Dumnezeu ți-a vorbit de aici. Da. Nu bine. Alin, este Iisus Hristos Domnul și Mântuitorul tău personal? Da. Crezi că ți-a iertat toate păcatele? Da. Alin, îl accepți astăzi ca Domn și Mântuitor personal? Da. Și ești hotărât toată viața care mai e la dispoziție să o pui la picioarele lui Iisus Hristos să-i slujești. Da, pe vecie. Amin. Dumnezeu să-ți ajute, Aline. Baza mărturisirii tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ionel Teaha, vii din Filiteaz, Arad, drumul spre de la Șac, zice el, în stânga. Acolo cu cine ai venit, Ionel? Cu niște prieteni. Ia ridicați-vă, mai prietenii în picioare. Să-i din spate. Tot cu tine și ei din spate. Cum? Tot cu tine și ei din spate. S-au ridicat acolo. Da, da. Asta ca să știm, să fim liniștiți. Părinții tăi pocăiți? Da. Mai frați, surori mai ai? Da. Câți? 3 surori și un frate. 3 surori și un frate. Și ei sunt unii dintre ei pocăiți? 2 surori. Și pasul ăsta, cine ți l-a grăbit? Într-un fel sau într-altul? Spre Dumnezeu. Ai început să citești, să asculți? Dumnezeu. Da, Dumnezeu. În urma auzirii cuvântului. În urma la ce? Auzirii cuvântului. Auzirii cuvântului Dumnezeu. Pentru că până la urmă credința, în urma auzirii cuvântului Dumnezeu vine, nu? Da. Amin. Început. Ionel, aș vrea să te întreb dacă poți să mărturisești cu gura ta că Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul tău. Da. Crezi că Iisus Hristos ți-a iertat toate păcatele? Da. Până când vrei să-L urmezi? Toată viața. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În noi genunchi. Eu am pace de plină, eu am pace. Eu am pace de plină cu Iisus. Eu am pace de plină.
Cătălin Miroiu, vii de la Ploiești. Cu cine ai venit? Cu logodnica mea și cu familia viitorului cumnat. Nici nu mai întreb nimic, mai ridicați-vă în picioare. Ridicați-vă, vreau să vă... Acolo sunteți! Domnul să vă binecuvinteze. Dar nu a totuși așa. Părinții tăi au fost pocăiți? Nu. Nu a fost? Nu. Nu. Și dacă nu găseai pe fata asta, nu cred că făceai pasul ăsta, așa? Am avut câțiva prieteni, însă... Tot pocăiți. Ea ți-a vorbit cel mai mult despre... Da, ea mi-a vorbit cel mai mult, da. Prin puterea exemplului. Puterea exemplului? Da. E pocăită? Da. Să rămâi și după nuntă, tot așa. Amin. Amin. Și așa e bine. Și să rămâneți pocăiți amândoi. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Cătălin, înaintea celor dragi, înaintea întregului cer, te întreb dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Dumnezeu să te binecuvinteze. Îl accepți astăzi ca Domn și Mântuitor personal în viața ta? Da. Crezi, Cătălin, că ți-a iertat toată vina păcatului tău? Da, cred. Și ești hotărât împreună cu întreaga familie să te pui la dispoziția lui Dumnezeu slujindu-i. Da, toată Dumnezeu viața. Dumnezeu să vă ajute. Baza mărturisirii tale, Cătălin, și la porunca lui Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Eu sunt vesel pe cale, eu sunt vesel pe cale, eu sunt vesel pe cale cu Iisus. Eu sunt vesel pe cale, eu sunt vesel pe cale, eu sunt vesel pe cale cu Iisus. Robert Panaite vine din Cara Severin, de lângă Reșița. Domnul să binecuvinteze. Cu cine ai venit? Cu soția, copilul și vecinii. Soția, copilul și vecinii, ridicați-vă în picioare. Unde sunteți? Soția e pocăită? Că nu. Nu? Deocamdată. Deocamdată nu. Sperăm. Nu sperăm, credem. Amin. Amin. Speranța e aici. Credință. Super. Dar tu cum ai ajuns să faci pasul ăsta? Părinții mei sunt pocăiți. Părinții tăi pocăiți. Frații mei patru mie sunt pocăiți. Frații tăi patru pocăiți. Da, eu al cincelea. Tu ești al cincelea. Suntem o frate, cinci băieți, trei fete. O frate sunteți? Da. Și acum ai hotărât că e timpul. De câte vreme sunteți căsătoriți? 3 ani de zile. De 3 ani? Stăm de 13 ani împreună, avem copii. Și acest zice, e fericită? Da, nu mi-a spus nimic. Nu ți-o spune. Mi-a zis că... Da, nici nu mai vorbi cu mine. Nu. Chiar ea m-a sprijinit. Te-a sprijinit? Da. N-a fost deloc împotriva mea cu nimic. Deci pot să spun că... Mă contează foarte mult ce fel de om o să fii. Lumină. Dacă ești lumină 100% și ea face pasul ăsta. Da. Sunt convins de asta. Sunt convins. Domnul a pregătit pentru mine ziua aceasta de foarte mult timp. Am fost trecut prin cercetări și... Am zis Domnului că dacă El crede că e ziua în care să vin înaintea Lui, El să pună o zi fixă. Și Domnul a zis, azi e ziua ta. Deci chiar așa în ziua Domnul. De Paști, Domnul mi-a zis să vin să fac legământul cu El. Robert, da. Mă rog ca Dumnezeu să-ți mărească credința. Amin. Aș vrea ca în această zi să te întreb înaintea martorilor văzuți, dacă crezi din toată inima că Hristos e Domnul și Mântuitorul tău. În toată inima mea. Și îl mărturisești cu toată gura. Toată gura mea. Aș vrea să te mai întreb, până când vrei să-L urmezi? Toată viața mea, până la sfârșit. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Îndoiege. Eu sunt plin de iubire. Alberto Horvat vine din la Sfânt Andrei, din Timiș. Cu cine ai venit? Cu soția, cu fata și cu soacra. Oh, ce garnitură! Feminină, soția, fata și soacra. Apropo, văd că soția ta s-a botezat la noi de Paște, am 3 ani. Acum 3 ani, exact. Am 3 ani de Paște. Exact. Ia ridicați-te tu în picioare, vreau să te văd. Ai fată mare! De câte vreme sunteți căsătoriți? De 18 ani.
De 18 ani. Da. Și soția ta de 3 ani s-a botezat la noi. Bun. Da. Ce femeie a fost înainte și după? Păi, au fost... Simți o îmbunătățire? Ai văzut? Ai... Da. 100%. Da. Păi i-am schimbat și pe mine. Deci atât de mult s-a schimbat cum m-a schimbat și pe mine în ăștia 3 ani. Prin ea Dumnezeu a lucrat în viața ta. Da. Prin ea. Da. Nu, vedeți că v-am spus eu vouă, că voi scrie în Biblie, Pavel, că femeia să-și câștige bărbatul fără... Deci... fără mult. Alberto, Dumnezeu să te binecuvinteze pentru alegerea pe care ai făcut-o și să vă țină trești puternic și vegător pe cale. Vreau să te întreb dacă toată inima ta crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da. L-accepți astăzi ca Domn și Mântuitor personal, Alberto? Da. Și crezi că ți-ai iertat toate păcatele? Da. Și cât de vreme ești hotărât să îi slujești? Toată viața mea. Așa să-ți ajute Dumnezeu, amin. Alberto, pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos. Te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Eu voi zbura. Slăviți să fie Domnul. Ionuț Laza vine din Gihei, are 42 de ani. Cu cine vin, Ioane? Cu vărul meu, Adelina Marius. Pe cu cine? Vărul tău și cu mai cine? Adelina, cu Adelina, sora Adelina. Cine e Adelina, sora Adelina? Daci de la biserică. Ia ridicați-vă în picioare, să vedem. Domnul să te binecuvinteze. Amin. Amin. Ionuț, aș vrea să te întreb înaintea întregii biserici. Dacă crezi că Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul tău? Da, cred. Crezi că ți-a iertat toate păcatele tale? Da. Ești hotărât să-L urmezi? Da. Până când? Până la sfârșitul vieții. Amin. Așa să se ajute Dumnezeu. Amin. La porunca Domnului nostru Iisus Hristos și pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui și al Fiului nostru Iisus Hristos. Amin. Doamne, vreau să te slujesc, că voi trăi. David Grozav. Grozav. Ce nume. Cu cine ești, David? Cu surorile mele, cu natul meu, prietena mea și sora ei. Pentru cei din biserica noastră, David este fratele Crinei Terebenț. Da, iar ridicați-vă tot neamul în picioare, ce să vedem. Domnul să te binecuvinteze, David, nu mai plânge cea mult. Va fi bine, nu mai plângeți acolo. Deci, e de bine, vă spun eu. David, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că ți-a iertat toate păcatele? Da, cred. Și ești hotărât pe această cale să mergi până la capăt, plin de bucurie și credință? Da. Dumnezeu să-ți ajute să te binecuvintezi. Pe baza mărturisirii tale și la porunca lui Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Noi furtuna să clatine stânca, cea pe care suntem noi ziviți. Fiți voioși, noi suntem totdeauna de Iisus, de Hristos, ocrotit. Nicolae Patez, vreau să vă spun ceva înainte despre el. Împreună cu Aranca, împreună cu mai avem noi, deja sunt a treia sau a patrulea rod al grupei noastre de la Tinca. Domnul să binecuvinteze pe Ionel Leagăr și toată echipa de la Tinca. Fac o treabă foarte bună acolo. Slujesc pe Domnul și iată că Domnul le aduce constant oamenii aici, în locul acesta. Eu în fiecare marți, pentru cei care sunteți aproape de Tinca, zona aceea, în fiecare marți vă așteaptă cu bucurie, acolo lângă târg, o biserică frumoasă, ne adunăm acolo și Domnul să dezvolte această lucrare. Amin. Nicule, cu cine ai venit? Cu soția mea, copiii noștri, soția, mama soacră, dar să iau părând. Și cu mai mulți prieteni.
E luat pe rând. Soția mea, copiii și apoi mama soacră. Mama soacră, da. La rând. Ridicați-vă în picioare, că vrem să vă salutăm. Domnul să vă întâlnească. Nicu, părinții tăi au fost pocăiți cumva? Da. Au fost părinții tăi pocăiți? A fost, tata a murit de 31 de ani. Da. Maica are 85, nu a putut să vină pentru că e foarte bună. 85 de ani are maică ta? 70 de ani de pocăință. De 70 de ani e pocăită maică ta. Auziți? La 15 ani s-a botezat și are 85 de ani maică sa. De tot o să roagă pe tine. Da. 100% și ea și nevastă mea. Cine, ea și nevastă. Da, ea aici acum. De aia este aici. Păi că să pun două femei. Mama, să legi și nevasta. Nicio șansă n-ai. Asta e lege. Eu am simțit când ai venit prima dată la Tinca. Ți-mi minte cum tu mă întrerupeai? N-apucam să vorbesc cu trei cuvinte, tu mă întrerupeai. Ți-mi minte ce nervi am avut pe tine atunci? Ce am trecut eu atunci? Dar te iubesc. Am simțit că tu ești omul care caută sincer pe Dumnezeu. Domnul să te binecuvinteze, Nicolae. Amin. Frate Nicolae, aș vrea ca de azi înainte să fii o lumină tu. Amin. Mai mult decât a fost mama ta și soția. O să fiu. Înaintea lor și înaintea întregii biserici aș vrea să te întreb dacă crezi că Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul tău. Da, cred din toată inima mea. Crezi că El a murit pentru păcatele tale? Da. Și ți le iertă pe toate? Da. Până când vrei să-L urmezi? Până când o să mor. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Eu de tine am nevoie, sprijinul meu tare, tu ești neprihănirea mea și-a mea apărare. Petrele Dumnezeu, așa se zice la noi, bun. Martin Petru, ai 59 de ani. Am zis bine până aici? Da. Din Oradea. Din Bratca. Din Bratca. Ce te-a apucat și pe tine la vârsta asta? Cum a spus dumneavoastră de mai multe ori. Rugăciunierul, mama. Mama ta a fost pocăită. Este. Este. Trăiește și acum. Da. Cu cine ai venit? Cu mama și dacă o fi cu voia lui Dumnezeu, cu viitoarea soție. Așa. Ridicați-vă în picioare, vrem să vă salutăm toți care vin. Mama ta câți ani are? 77. Tu ai 77 de ani? N-arăți. Te rugam mult pentru el. Tare de cap am 59 de ani. Dar așa e că a venit momentul acum. Și-o fă pocăi și el. O și el pocăi. Deci rugăciunile părinților. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Frate Petrică, vreau să vă întreb dacă credeți în toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Credeți că va ierta toate păcatele, cele trecute, prezente și cele viitoare? Da, cred. Aleluia. Câte vreme sunteți hotărâți să-i slujiți? Până la ultima suflare pe acest pământ. Dumnezeu să vă ajute. Îl acceptați astăzi ca Domn și Mântuitor personal în apa botezului? Da. Slăviți să fie numele pe baza mărturisirii făcute și la porunca lui Iisus. Vă botezăm astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vino la Iisus, că El este viața și pace, mereu vei avea. Cere iertare și inima ta fericirea.
Prietenii te cheamă Emil Lazar. Câți ani ai? 24. 24. Bine. Cu cine ai venit din Cluj? Cu prieteni. Chiar din Cluj, din Cluj? Nu, de la Băișoara. La Băișoara. Cu cine ai venit? Cu prietenii mei și cu niște prieteni. Prietena ta și niște prieteni. Ia ridicați-vă în picioare. Bănuiesc că n-au ăștia pretenții de mea, sunt belșugate și povești genul ăsta. Bun, întrebare, părinții tăi au fost pocăiți? Nu. Când îți zici de prietena ta, e pocăită? Da. M-am gândit eu. Vrei să-i căsătorești cu ea? Da. Nu de alta, dar eu oblig oamenii de obicei să facă pasul ăsta, știi, să ci în față. Ce ai găsit la ea, frumos? Totul. Ți-a vorbit despre Domnul? O, te-a obligat, bă, că dacă nu te, nu știu mai ce. Nu, mi-a vorbit. Ți-a vorbit despre Dumnezeu? Da. N-ai fost un copil bun până acum? Nu. Nu. Am, nu că m-am uitat la tatuaj, dar am zis așa, în general, dar am zis, n-ai fost un copil bun. Așa, dar e hotărât să te schimbi. Da. Și ce ai schimbat în tine? Ce ai văzut schimbat în tine? Ești alt om? Da. Simți că ești alt om? Da. Tu ești ultimul din seara aceasta care se botează. 39 de oameni am botezat cu omul acesta. Cu oamenii ăștia de la începutul anului, cam 100 de oameni Domnul ne-a dăruit în cele 3 botezuri care le-am avut. Omule, să stai lângă Domnul, fericit fără El nu-i fi nici măcar un minut. Așa să știi. În momentul în care faci botezul ăsta, pasul ăsta e mântuitor. În ce sens? De aici încolo nu mai ești om. De aici încolo ești copilul lui Dumnezeu. Asta să știi. Și Dumnezeu dacă nu ții calea asta, tu știi cum ai fost de rău, că ai zis că și ce te-am întrebat că a fost rău. Deci omul care nu ține calea și se întoarce înapoi în lume, starea lui se face de... Auzi ce în Biblie? De 7 ori mai rea decât ai fost înainte. Deci să mulțești ori 7. De ce ți-am spus? Ce spun ție? Spun tuturor de aici. Cu Dumnezeu pe drum până la sfârșit. Nu te lași de El. Veți avea prunci. Te vă veți căsători, veți avea prunci. Pruncii trebuie crescuți tot lângă Domnul. Că fără El nu poți crește nici prunci bine, să știi asta. Ai început? Da. Ai început, nu bun. Îmi place că tu ești de acord cu mine în toate. Deci, Domnul să te binecuvinteze, ultimul candidat. Lăudăm pe Domnul, mulțumim Domnului pentru cei 39 de candidați, da? Liviu. Vreau să te întreb dacă ești hotărât pe această cale alături de Iisus Hristos până în veșnicie. Da. Crezi că Domnul nostru Iisus Hristos pe lemnul de ocară, pe cruce ți-a iertat toată vina păcatului. Da. Și ești hotărât să-i cinstești numele, să trăiești frumos ca în timpul zilei până în veșnicie. Da. Ca Domn și Mântuitor personal l-accepți astăzi pe Iisus Hristos. Da. Dumnezeu să te binecuvinteze, să te călăuzească, să te țină tare pe cale, pe baza mărturisirii tale și la porunca lui Iisus Hristos. Te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sus poporul, hai! El a venit, s-a făcut păcat, să devenim ai lui pe drept, s-a umilit și crucea purtat. Dragostea-i mare, dragostea-i mare, dragostea-i mare, tare, Iisus Mesia, Iisus Mesia.
Lăudat să fie Domnul! Preamărit să-i fie numele! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și împreună să zicem și Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din cerul și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână.